O cunosc când era rezidența mea. Da, v-am spus, mii de rezidențe am instruit din 1993. Am înțeles. M-am întors în Franța până astăzi. Mi-au trecut aproape toți rezidenții de anestezie prin clinică. Aceste două colegi au dat diploma europeană de anestezie și au luat-o. Adică au obținut nota 10 și sunt între cei câteva mii de colegi din Europa care au dat același examen în Germania, în Franța, în Spania, la aceeași oră, cu aceleași subiecte secrete. Atât eu și cât doctorul Sandescu n-am intervenit în calitate de prieteni sau în calitate de apărători ai colegilor noastre. Noi am intervenit în calitatea în care o avem de organe de conducere, să spunem, a unei societăți profesionale. Eu am făcut niște observații medicale. Deci stopul respirator nu există, ceea ce traduce deja o neînțelegere a unei situații medicale. Ca să spui că oprirea unei doze mamut care nu făcea nimic,